Apicultorii din toată țara și-au adunat mica roadă și au venit la târgul de miere dedicat zilei apicultorului, care este sărbătorită anual în data de 19 august. Cumpărătorii sunt așteptați la târg până duminică în scoarul Teatrului de Operă și Balet Maria Bieșu din capitală, unde vor găsi miere de diverse tipuri, faguri, polen, tinctură de propolis și multe alte produse dulci. Alexandru Cojocari este un tânăr apicultor care deține o prisacă cu 200 de familii de albini la Căpriana. Bărbatul spune că a îndrăgit apicultura încă de mic copil, atunci când mergea împreună cu tatăl său la strânsul mierii. Toate lucrările le facem împreună cu tata, cu familia. Prisaca se află în Căpriana, o zonă destul de ecologică, un salcâm curat, un tei foarte curat. Avem miere de tei. Miere foarte aromată, miere polifloră, este o miere mai bogată în vitamine. În total, la târg și-au expus produsele în jur de 30 de apicultori veniți din toate colțurile țării. Am venit de la Strășeni, din satul Codreanca, din Codrii, Moldovei. Am adus la târg un sortiment bogat de miere, dar și diferite creme naturale pe bază de ceară, de propolis. Nașa pasică Călărașski raion. Prisaca o avem la Călăraș. Am adus aici și miere și nuci în miere. Avem și lumânări din ceară naturală. Când le aprindeți, au o aromă nemaipomenită. Oamenii cu care am discutat susțin că astfel de iarmaroace sunt binevenite. De toate, iată, am procurat. Este foarte binevenit acest târg. Am găsit foarte multe produse interesante. E prima dată că luăm, deci nu știm, o să le probăm și o să vedem. Pare foarte frumos cum e amenajat. Da, e foarte davolnă. Mierea este foarte bună și naturală, în special cea de hrișcă îmi place. O să vin și duminică, vreau să mai cumpăr câte ceva. Pe lângă apicultori, la târg sunt prezenți și peste 20 de meșteri populari care și-au expus lucrările realizate manual. Suntem foarte mulțumiți că ne-a invitat să participăm împreună cu dumnealor. Pentru a putea supraviețui în Republica Moldova, în altă parte nu avem unde activa. Târgul este dedicat zilei apicultorului, marcată anual în data de 19 august. Aceștia speră că vor reuși să recupereze pierderile suferite anul trecut din cauza pandemiei. Și anul acesta, până când este restricțiile nu sunt puse, ne stăruim ca să organizăm aceste târguri apicole, apicultorii să-și poată vinde marfa lor direct. Nu orice apicultor poate să-și facă contract peste hotare. Deci el dacă strânge acolo 300, 400, 500 kg, zicem, până la tonă, el nu poate să facă contract ca să o exporte. Deci noi facem acest târg ca el să-și poată vinde și el marfa lui, fiindcă are și el familie. Târgul din scoarul Teatrului de Operă și Balet Maria Bieșu va fi deschis până în data de 22 august. Prețul unui kilogram de miere începe de la 90 de lei.